și domnilor, am onoarea să vă salut și să vă adresez un călduros bine ați venit din partea garnizoanei și Mleu Silvaniei. În câteva momente va începe ceremonia militară și religioasă dedicată sărbătoririi zilei Armatei României. Doamnelor și domnilor, sosește subprefectul județului Sălaj, domnul Alexandru Vec, însoțit de primarul orașului și Mleu Silvaniei, domnul inginer Septimiu Cătălin Țurcaș și locțiitorul comandantului regimentului 69, artilerie mixtă Silvania, domnul colonel Vasile Iftimi. Gardă valieți, gardă drept, pensionar înainte, prezentați alb! Împărate Ceresc, Mâncătorule Spirit al adevărului, care pretutindeni ai și toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te așează între noi și ne curățește de toate păcatele și mântuiește sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îndură-te spre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îndură-te spre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îndură-te spre noi. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, îndură-te spre noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău cel Sfânt. Doamne, îndură-te spre noi, Doamne, îndură-te spre noi, Doamne, îndură-te spre noi. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Legiuitorilor noștri, Spiritul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță, înnoiește în inimile judecătorilor Spiritul cel drept, care luminează și învață tot adevărul, în care se preamărește numele Tău.
Păzește, Doamne, țara noastră și Sfântă Biserica Ta, pe care ai întemeiat-o ferindu-ne de toată întâmplarea cea rea. Ajută-ne cu harul Tău, ca totdeauna cu inimă curată și cu viață neprihănită să te mărim pe Tine, Dumnezeu cel necuprins de minte și închinat în trei ipostaze, Tatăl, Fiul și Sfântul Spirit, să strigăm din adâncul inimii mărire Ție, Dumnezeului nostru, Dătătorul de bine, în vecii vecilor. Amin. Păzește pe ostași împotriva tuturor potrivnicilor cu vitejiei, păzește și fă ca tot poporul Tău să trăiască în pace și în dragoste, toată îndestularea bunătăților celor de pe pământ, dăruindu-i. Că s-a binecuvântat numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm, Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Până că ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților robilor de Dumnezeu, eroi ai neamului românesc, din toate timpurile și din toate locurile căzuți pe câmpurile de luptă, pentru libertatea patriei, întregirea neamului și slava Sfintei noastre Biserici, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluie, miluiește. Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția celor și iertarea păcatelor lor. De la Hristos, împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeului nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluie, miluiește! Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol l-ai surpat și ai dăruit viață lumii Tale, însus, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, eroi ai neamului nostru, odihnește-ne în loc luminat, în loc verdeaț, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul, și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în viac și cuvântul Tău este adevărul. Pentru ești învierea, viața și odihna sufletelor adormiților, robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Sine, Tău, fie împărăția Ta,
facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. A ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru fericita adormire veșnică, odină de Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi pomeniți și le fă lor veșnică pomenire. Domnul subprefect Alexandru Vec să prezinte mesajul primului ministru al României cu ocazia Zilei Armatei. Onorată asistență, doamnelor și domnilor, sărbătorim astăzi, ran centenar, Ziua Armatei României, o instituție reperă în istoria noastră națională. Cistim împreună valorile care definesc esența poporului român, patriotismul, curajul și devotamentul pentru țară. Îi onorăm pe soldații, subofițerii și ofițerii armatei noastre, pe eroii care s-au jertfit apărând independența, suveranitatea și unitatea statului român. Armata este o instituție fundamentală a statului, care contribuie în mod decisiv la credibilitatea României în lume și se bucură de o mare încredere și de mult respect din partea românilor. Militarii români, participanți în misiuni și operații în afara teritoriului țării, contribuie la creșterea prestigiului internațional a țării noastre și sunt dovada faptului că Armata României este un partener de nădejde pentru aliații săi din cadrul Alianței Nord-Atlantice și al Uniunii Europene. România este un pilon important de stabilitate în zonă, furnizor de securitate în Europa de Est. Suntem în al doilea an de alocare a 2% din PIB pentru apărare și ne menținem acest obiectiv pentru deceniul următor. Guvernul României își respectă astfel angajamentul asumat prin programul de guvernare și acordă o maximă importanță consolidării capacității de apărare a țării, acționând pentru îndeplinirea obiectivelor majore, atât în domeniul înzestrării, cât și în cel al pregătirii și instruirii trupelor. Anul 2018 are o semnificație cu totul specială. Marcăm 100 de ani de existență a României moderne. Stat național, unitar, format în urma Marii Uniri de la 1 decembrie 1918 cu aportul esențial al Armatei Române. Marea Unire a fost și rămâne pagina cea mai frumoasă a istoriei României. Consider că este datoria noastră, a tuturor, să păstrăm vie memoria celor care au contribuit la consolidarea națiunii române și să-i onorăm pe toți cei care au grijă ca poporul român să fie unul unit și puternic. Onorăm curajul și spiritul de sacrificiu al veteranilor de război și îi asigurăm de întreaga noastră prețuire. Adresez un gând bun militarilor români din țară și din teatrele de operații, membrilor armatei române și familiilor lor. Cariera militară cere sacrificii și implicare totală. La ceas de sărbătoare, vă mulțumesc tuturor, vă felicit pentru ceea ce faceți și vă adresez sincere urări de sănătate, viață lungă și împliniri personale. Semnează Viorica Dăncilă, prim-ministru al Guvernului României. Vă mulțumesc! Are cuvântul domnul inginer Septimiu Cătălin Țurcaș, primarul orașului Șimleu Silvaniei. Onorate fețe bisericești, domnule deputat, domnule subprefect, domnilor comandanți, dragi ostași, ziua de 25 octombrie este pentru noi o zi în care
ne aplecăm capetele cu multă recunoștință în rugăciune în fața celor care s-au jertfit pentru ca România să fie astăzi o țară aproape întreagă. Este ziua în care ne aplecăm cu respect în fața tuturor militarilor români și noi ca și Mleoani este ziua în care ne aplecăm cu mult respect în fața dumneavoastră. Și vă mulțumim pentru că ne dați acea siguranță fiind în orașul nostru. Sigur că militarii români demonstrează că sunt bine pregătiți și o fac cu mult succes în teatrele de operațiuni. Și eu vă mulțumesc pentru asta, vă mulțumesc tuturor acelora care ați plecat de aici și ați făcut față cu brio misiunilor care v-au fost încredințate. În această zi de sărbătoare, dați-mi voie să vă doresc din suflet tuturor să fiți sănătoși, să aveți parte de oameni buni alături și să vă bucurați de cei dragi dumneavoastră. Și pentru că este un an important, anul centenar, dați-mi voie să exprim recunoștința în fața tuturor celor a regimentului și în fața unităților militare și permiteți-mi să fac niște mici atenții pentru cei care le conduc în acest moment și aceste atenții, de fapt, reprezintă respectul nostru pentru toți cei care sunteți înrulați în aceste unități militare. Domnului colonel Sas George, comandantul regimentului 69 de artilerie mixtă Silvania, cu ocazia zilei de 25 octombrie 2018, îl invit pe domnul șef de stat major să ridice atenția noastră. Domnului locotenent colonel Băruț Maricel, comandantul batalionului 315 artilerie Simeon Bărnuțiu. Și îl invit pe șeful de stat major de la batalionul 316 asigurări date, pentru că domnul comandant Paul Marius este absent, pe domnul Buzea să ridice atenția noastră. La mulți ani Armatei Române! Îl invităm pe domnul deputat Lucian Bode să ia cuvântul. Onorate feste bisericești, domnule primar, domnule senator, domnilor comandanți, dragi ostași ai Armatei Române, dragi copii, dragi simleoani. Ziua de 25 octombrie este o zi cu o rezonanță și semnificație specială pentru România și pentru Armata Română. O zi în care sărbătorim curajul ostașilor români, care în data de 25 octombrie 1944 eliberau localitățile Carei și Satu Mare din Ardealul confiscat prin dictatul de la Viena. Anul acesta sărbătorim 74 de ani de la acest moment glorios care a rămas în conștiința și în istoria poporului român drept un simbol al împlinirii naționale. Anul centenarului constituie prilej special de a cinsti și evoca faptele de arme ale înaintașilor care cu prețul vieții au slujit această țară pentru împlinirea idealului de unitate. Gândul nostru de prețuire azi se îndreaptă către cei care și-au pierdut viața pe câmpul de luptă, către veteranii de război și urmașii acestora, dar și pentru a cinsti pe militarii care reprezintă România în teatrele de operațiuni departe de cei dragi. Militarii români ne reprezintă cu cinste peste tot în lume unde datoria îi cheamă. Dragostea față de țară este cel mai înălțător sentiment care îi mobilizează în misiunile lor, iar noi, cei de aici, de acasă, avem obligația de a fi mereu alături de ei și de a-i susține. Istoria acestei țări s-a scris cu sângele vărsat de ostașii români pe frontul de luptă. În zilele noastre, istoria se scrie prin fapte, nu la fel de vitejești, dar care trebuie să aibă ca obiectiv principal făurirea unei românii puternice. Închei cuvântul meu cu un mesaj plin de înțelepciune adresat de către regele Mihai Armatei Române. Citez: dragi ostași, nu există cinste mai mare decât să slujești țara oriunde și oricând ți-o cere. Aveți drept amintire pildele înaintașilor noștri, ale bunicilor și străbunicilor voștri,
care n-au prejetat nicio clipă să facă sacrificiu suprem pentru țară și pentru popor. La mulți ani celor care serviți patria în uniforma armatei române. Dumnezeu să binecuvânteze armata română. Vă mulțumesc! Îl invităm pe domnul colonel Vasile Iftimi, locțiitorul comandantului regimentului 69 artilerie mixtă Silvania, să ia cuvântul. Doamnelor și domnilor, sărbătorim astăzi 74 de ani de când la 25 octombrie 1944 ultima brază de pământ a țării a fost eliberată, refăcându-se astăzi frontiera de vest a României. Această zi reprezintă un moment de cinstire solemnă a intașilor noștri care au luptat sau jertfit de-a lungul secolilor pentru promovarea și apărarea idealelor națiunii și statului român. Faptele armatei române și-au găsit pe deplin relevanța în evenimente de-a lungul istoriei moderne și contemporane, de la războiul de independență, la primul război mondial și al doilea război mondial, momente ce au relevat din nou identificarea instituției oștirii cu interesele fundamentale ale întregii nații, precum și comportarea exemplară a militarilor români în teatre de operații alături de partenerii de coaliție. Dorim să vă asigurăm că militarii regimentului 69 artilerie mixtă Silvania, ca parte integrantă a armatei României, împreună cu partenerii din NATO, sunt în măsură să ducă mai departe tradiția și menirea de instituție fundamentală a statului român. Dragi camarazi, la mulți ani, la mulți ani armatei române! Urmează ceremonia depunerii coroanelor și jerbelor de flori. Gardă drept! Pensionar înainte! Prezentat! Gol! Se depun coroane și jerbe de flori din partea instituției prefectului județului Sălaj.
program artistic oferit de elevii școlii gimnaziale Horia, coordonat de domnul profesor Traian Albu. 25 octombrie e ziua sfântă în care fiii țării, ținându-și peste vremuri legământul, tămăduit au rana sfântecării, reîntregind ardealului pământul. A fâlfuit în steaguri bucurie și coarnele sunat au către soare, în munți, pe deal, pe voi și pe câmpie, un cânt de slavă și de sărbătoare. Era o toamnă amară și fără funicei, cu vile ucise, porumburi fulgerate și totuși tresăriră ca într-o uimire toate, când am intrat cu vuiet de arme în carei. Mi-aduc aminte saltul și vuietul pornit de tunuri și urale, de sângele fierbinte care striga puternic în luptă. Înainte, de atâția ani pământul acesta n-a înflorit. E un adevăr ce vrem ca să se știe. Nu renunțăm, nu facem plecăciuni. Românii vor să scoată din robie întreaga lor moșie din străbuni. Salutați, oastea română, salutați pe veterani, cei din Dacia străbună, fulgerul printre dușmani au aruncat. Spintecând zarea încântată, risipind pe acei păgâni, ce în ura lor turbată ne priveau cu ochi haini și i-am frânt. Cinste vouă, glorioși fii ai țării! Cinste vouă, fii ai neatârnării! Salut, infanteriști, cavaleriști, tunari moldoveni! Salut, artileriști, cavaleriști, infanteriști, munteni, olteni! Pe dobrogeni să-i salutăm, pe marinari să-i onorăm! Salutați pe ardeleni, bănățeni, transilvaneni și pe toți frații bucovineni! Salutați, oastea română! Salutați pe veterani, cei din Dacia străbună, fulgerul printre dușmani au aruncat. Când am plecat de acasă, de acolo din satul meu, nu am luat cu mine decât română. Bravi ostași ai României! Să trăiți! Astăzi că e ziua ta să primești urarea mea. Să te bucuri de toate.
domnilor, urmează defilarea gărzii de onoare. Gărzi, drept! La umărul stâng! Azi! Pentru realizarea dispozitivului de defilare, gardă la dreapta! Okay.